Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea lunii august pentru Zodia Fecioară. Hai să vedem pentru nativii din Zodia Fecioară, precum și pentru cei care aveți pe cineva din acest semn zodiacal în viața voastră și sunteți curioși ce se întâmplă cu această persoană în luna august. Hai să scoatem o carte pentru partea de dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră, situație financiară. Wow! Primul rând aici, pe partea de dragoste pentru Fecioară, în luna august se întâmplă lucruri foarte, foarte frumoase. Avem 10 de monede, o carte care ne vorbește despre motiv de sărbătoare în sânul familiei, împreună cu prietenii și cu rudele. O parte dintre fecioare s-ar putea să se logodească, să se căsătorească, să aibă un botez sau un eveniment frumos în familie. Iar pentru cei care sunteți deja într-un cuplu, sunteți deja într-o relație de lungă durată și ați trecut de această etapă de viață, aici vorbim despre construirea unei case, poate devenirea unui membru nou în familie, poate de tot felul de evenimente din acestea care aduc mai multă stabilitate și care transformă dintr-o generație în 2, 3, 4, 5. Pentru cei care sunteți singuri, aici e foarte posibil să întâlniți o astfel de persoană în luna august, o persoană cu care să vă doriți să întemeiați o familie sau o persoană care este foarte, foarte apropiată de familia sa. Hai să clarificăm aceste 10 monede pe partea de dragoste pentru nativii din Fecioară pentru luna august. În primul rând, pentru acele fecioare care sunt singure, o să treceți în luna august de la o extremă la alta, o să treceți de la nemulțumire la fericirea supremă, pentru că aici o să apară o persoană foarte stabilă, foarte echilibrată în viața voastră, o persoană cu capul pe umeri, o persoană stabilă din punct de vedere financiar și o persoană care e dispusă să vă ajute, să lucreze împreună cu voi, un partener sau o parteneră care e la același nivel cu voi și vrea să lucreze împreună cu voi, să construiască o viață. Și aici cu 6 de cupe e foarte posibil să fie cineva din trecutul vostru, o persoană pe care o cunoașteți deja și care reapare în viața voastră. Prin urmare, dacă la începutul lunii august finalizați o relație, să nu vă fie teamă, pentru că aici până la finalul lunii o să reapară în viața voastră cineva foarte frumos, cineva cu care sunteți foarte compatibili, cineva care vă face să vă simțiți mai tânăr, mai energetic, cu mai multă forță de viață și vitalitate. Pentru acele fecioare care sunt deja într-o relație stabilă, aici, la începutul lunii, clar, se întâmplă niște lucruri care nu vă convin. S-ar putea să vă cam certați, să vă cam ciondăniți cu partenerul sau partenera, dar pe parcursul lunii august, cu regina de monede, fie voi, fie cealaltă persoană, o să pună punct acestei situații, acestei tensiuni, și e posibil ca unul dintre cei doi parteneri să treacă prin niște greutăți, ar putea să fie vorba de o problemă mică de sănătate sau de o problemă mică financiară și să caute suport și susținere de la cealaltă persoană din relație. Și atunci când vă redescoperiți, când vă reamintiți de ce sunteți împreună și când lucrați împreună ca să vă ajutați partenerul sau partenera sau când partenerul, partenera voastră vă ajută pe voi, redescoperiți aceste sentimente pe care ați crezut că le-ați uitat, dar care au rămas acolo în interiorul vostru și până la finalul lunii august o să fiți mult mai fericiți, mult mai împliniți cu relația voastră cu partenerul vostru. Pentru o parte din fecioare e posibil ca în luna august, datorită acestui eveniment din familie, să vă reconectați cu niște prieteni, cu niște colegi, cu niște oameni din copilăria voastră, din adolescența voastră și oarecum această reconectare cu cine erați voi în urmă cu X ani să vă ajute să vă reamintiți și cine era partenerul vostru atunci, de ce v-ați îndrăgostit de el sau de ea și oarecum în acest fel să resudați relația voastră. Aici vin lucruri foarte frumoase pentru fecioare în luna august.
Mai departe, în privința sănătății, pentru Fecioare în luna august avem 8 de bâte, o carte care ne vorbește despre viteză. Aici lucrurile se duc cu foarte mare viteză într-o direcție foarte pozitivă pentru Fecioare. Dacă ați avut o problemă de sănătate, în luna august să vă simțiți mult mai bine, s-ar putea chiar să vă vină rezultatele unor analize și să vă dați seama că ați făcut foarte, foarte mari progrese. Pentru cei care nu aveți probleme majore de sănătate, această carte vă îndeamnă să faceți foarte mult sport și activitate fizică în luna august, pentru că acest lucru o să vă ajute să vă relaxați, să vă detașați, să vă detensionați și să vă eliberați de stres. Hai să clarificăm acest 8 de bâte din viața fecioarelor pe partea de sănătate. Bun. În primul rând aici, pentru fecioarele care în luna august încep un nou sport, regele de monede îmi arată că va trebui să învățați sau să reînvățați cum să practicați acest sport. Și aici, cu luna, o să primiți oarecum mesaje contradictorii sau problematice, fie de la coechipierii voștri, fie de la antrenorul vostru personal și pentru că nu vă dați seama că organismul vostru nu mai este cum era în urmă cu câțiva ani, că voi nu mai sunteți în starea fizică în care erați în trecut, o să fiți dezamăgiți de faptul că nu mai jucați la fel de bine, că nu mai performați la fel de bine ca în trecut. Soluția este foarte simplă, trebuie aici să vă ajustați așteptările și să comunicați foarte clar cu antrenorul vostru, cu coechipierii voștri și să nu întindeți coarda prea mult. Pentru fecioarele care în luna august au de-a face aici cu o problemă de sănătate, v-am spus că lucrurile se mișcă foarte rapid într-o direcție foarte bună, doar că aici luna și treiul de săbii mi-arată că poate voi nu vă dați seama de acest lucru. Poate aveați niște așteptări mult prea ridicate de la voi înșivă. Și aici este cavalerul de monede care vă readuce aminte că lucrurile bune se fac doar în timp. Lucrurile de calitate durează până când se întâmplă, se creează, se manifestează în viața voastră. Și mesajul este același. Ajustați-vă așteptările. Aveți o discuție foarte onestă și foarte clară cu medicul vostru, cu terapeutul vostru, cu antrenorul vostru personal, cu nutriționistul vostru asupra lucrurilor care sunt și care nu sunt realiste pentru voi. Și aici fiți foarte, foarte atenți la ce vă transmit acești experți, pentru că luna ne vorbește și despre probleme în comunicare și s-ar putea ca medicul să vă spună una și voi să înțelegeți alta și de aici sursa problemelor și a dezamăgirilor voastre. Prin urmare, în luna august, da, lucrurile se mișcă rapid și chiar dacă voi nu vă dați seama cât de mult ați evoluat, aveți încredere aici în experții care vă spun acest lucru și nu fiți triști pentru că nu vă ridicați la nivelul așteptărilor voastre, fiindcă, hai să fim aici onești, fecioarele sunt foarte perfecționiste și uneori mai trebuie să o lăsați mai moale pe direcția asta. Uneori trebuie să vă readuceți aminte că sunteți doar oameni la finalul zilei, da? Și să vă impuneți niște standarde umane, niște standarde realiste. Hai să vedem mai departe, în privința afacerilor, a banilor și a carierei fecioarelor, aici avem o carte care combină energia cavalerului și a pajului de bâte. Foarte mult entuziasm, foarte multă creativitate, toate șansele de succes sunt de partea voastră, e important doar să vă ascultați instinctul și să faceți ceea ce vă dictează inima, fiindcă aici mergeți într-o direcție foarte bună în carieră. Hai să clarificăm această carte și să vedem cum pot fecioarele să profite la maxim de această energie atât de entuziasmată și atât de focoasă și de pasională și gata să escaladeze munții în cariera lor. Hai să vedem. Aici, dragele mele fecioare, mesajul este că în luna august va trebui să vă ascultați instinctul, pentru că aici instinctul vostru nu vă înșală și să aveți forța necesară ca să faceți ceea ce voi știți că este corect.
Chiar dacă toată lumea din jurul vostru vă îndeamnă să mergeți într-o altă direcție, aici trebuie să vă urmați propria voastră direcție. Fiindcă, ghici ce, voi sunteți aici un premiu, voi sunteți aici unici și irepetabili, aveți aici niște calități, niște instincte pe care nimeni nu le poate înțelege în cariera voastră. Și cu marea preoteasă văd că vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, vedeți niște lucruri pe care ceilalți oameni nu le văd la momentul actual. Singura posibilă problemă, singurul impediment care poate să apară aici în luna august în cariera voastră este dacă nu demonstrați suficientă tărie de caracter încât să aveți încredere în instinctul vostru. Asta e singura posibilă sursă de probleme. Dacă, în schimb, vă ascultați instinctul și o dați înainte cum știți voi că e mai bine, aici până la finalul lunii o să obțineți un trofeu, un premiu foarte, foarte frumos. Aveți încredere în voi înșivă, aici soarta este de partea voastră în luna august. Bineînțeles, nu faceți ceva ce ar putea să pună în pericol viața altor oameni, da? Nu e vorba de astfel de lucruri, nu faceți lucruri legale, imorale, dar atunci când vreți să cumpărați ceva, vreți să investiți în ceva, ascultați-vă instinctul și dacă ceva acolo în stomacul vostru, în mintea voastră vă spune că nu-i bine, că n-ar trebui să aveți încredere în cineva, n-aveți încredere în acea persoană. Și atunci când, fără să aveți o explicație logică, clară, voi simțiți că cineva vă spune adevărul și că trebuie să aveți încredere în acea persoană, iarăși, faceți acest lucru pentru că aici Marea Preoteasă vă ghidează în direcția corectă, vă arată lucruri pe care alți oameni nu le pot percepe și forța vă îndeamnă să fiți autentici și să vă ascultați vocea interioară. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și o carte din aceste cărți oracol, Puterea Gândului, un mesaj suplimentar pentru nativii din Fecioară pentru luna august. Hai să vedem, mesajul pentru voi este următorul. Trecutul s-a dus. Aceasta este o nouă zi, una pe care nu am mai trăit-o niciodată. Mă aflu în prezent și mă bucur de fiecare clipă. Un mesaj foarte frumos care aici a venit și a completat această etalare lunară. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu mine până la final. Nu uitați și de etalările zilnice care le-am pregătit pentru voi pe canalul meu de YouTube. Am încercat să le optimizez, le-am făcut foarte scurte, astfel încât să nu vă mănânce foarte mult timp, dar în același timp să vă dea informații prețioase ca să vă puteți planifica ziua următoare. Și nu o să vă spun foarte multe detalii, dar vă rog să mergeți pe canalul meu de YouTube să vedeți ce surprize plăcute v-am pregătit acolo. Pa, pa!